Bună, dragile mele, și bine v-am regăsit pe canalul meu. De când am început acest canal de YouTube, abia am așteptat să fac acest video și tot nu găseam momentul potrivit. Acum însă, în 2020, în momentul în care m-am mutat în Noua Zeelandă și am fost nevoită să îmi triez la sânge atât colecția de haine, cât și cea de genți, încălțări și tot soiul de articole vestimentare, am ajuns la concluzia că acestea sunt poșetele pe care le port, le-am purtat, le port în continuare și sper că le voi purta o perioadă mai lungă de timp, pentru că în perioada ce vine chiar nu mai am de gând să investesc în nici o geantă. Pentru că, după cum se vede, sunt suficiente. Nici pe acestea mai nou, de când am devenit mămică, nu le port pe toate, deși mi-aș dori extrem de mult să le port pe fiecare dintre ele cu orice ocazie. Pentru că mi-am dat seama că în viața asta trebuie să ne bucurăm de orice moment și dacă tot deținem un articol, să zic, de calitate sau de lux, să ne bucurăm de el nu neapărat la o ocazie anume, ci zi de zi. Bun, dar să revenim la partea materialistă și superficială a acestui video, pentru că până la urmă sunt niște poșete, nici mai mult, nici mai puțin. Cum mă știți din videourile de skincare sau de beauty, mă știți că sunt destul de cumpătată, dacă vreți să nu spun zgârcită, în ceea ce privește a cumpăra o cremă sau un obiect vestimentar sau o haină, dar în ceea ce privește gențile sau chiar și încălțămintea sau accesoriile, cum ar fi bijuteriile sau ochelarii de soare, mai nou, părerea mea este că acestea trebuie să fie de calitate. Eu prefer să investesc în piese calitative, într-un design oarecum timeless, care să dăinuie în timp, mai ales dacă vorbim de o poșetă de brand, atunci clar o să merg pe un model care va fi oarecum în trend, și acum, și peste 10 ani, poate. Și logourile excesive nu sunt neapărat preferatele mele. Și tot felul de bling-blinguri pe genți și chestii de genul ăsta. De aceea tot ce o să vedeți astăzi aici sunt o combinație între, în primul rând, design și estetică, calitate, practicabilitate, foarte important, și minimalism. Deci cam asta mă reprezintă pe mine în primul rând și chestia asta se reflectă și în garderoba mea. Dar să nu credeți că de-a lungul timpului n-am trecut și eu prin toate fazele acestea cu poșetuțe, culori aprinse, combinații, pompoane, brelocuri, tot felul de, poșetuțe din acestea care intrau și ieșeau din garderoba mea la fel de repede, pentru că îmi dădeam seama că nu erau practice. Era foarte greu de asortat și pur și simplu, nu știu, nu se potriveau cu stilul meu de viață de la acel moment. Bineînțeles că acum, fiind mamă, stilul meu de viață s-a schimbat considerabil, dar nu total. Încerc totuși să îmi permit să fiu chic în anumite momente, chiar dacă am decărat foarte multe după mine. Dacă stau să-mi aduc aminte și înainte că eram foarte multe chestii după mine, ce vreau să zic, de fapt, e că îmi plac gențile, unele îmi plac foarte mult cum arată, dar nu o să le cumpăr niciodată pentru că nu sunt practice sau nu știu, foarte greu să le accesez sau nu-mi place sistemul de închidere și așa mai departe. Și ca să terminăm cu foarte multă vorbăraie și să încep efectiv să vă prezint colecția mea de genți, vreau să menționez că brandul meu preferat, după cum poate v-ați dat seama, este Louis Vuitton. Și consider că în materie de genți, acest brand pur și simplu este un geniu. Acestea fiind spuse, haideți să vă prezint poșetele mele. O să începem cu această poșețică de la Louis Vuitton. I-am adăugat eu această eșarfă care este de la H&M, pentru că ultima dată când am purtat-o, am purtat-o cu rochie albă și am considerat că s-ar potrivi. Dar o să scot acest accesoriu ca să vedeți cum arată. O dețin, cred că, de câțiva ani, dar, într-adevăr, am purtat-o foarte rar. Efectiv, la un dat mi-era frică să o port, pentru că mi se părea ca o bijuterie așa și, efectiv, n-am vrut să o deteriorez. Dar după am zis, mă, dar până la urmă am dat banii pe ele, sunt ale mele, haideți să le port, nu? Să mă simt bine, nu? Bun, în interior e destul de simplă, nu
pot să zic că e cine știe ce sistem are de compartimentare. Este doar acest buzunar în care poți să-ți pui o cheie. Nici măcar telefonul nu intră acolo. Dar fiind așa mai micuță, sincer să fiu, nici nu simt nevoia neapărat să fie foarte compartimentată. Îmi place că este ușoară. De asemenea, îmi plac poșetele care sunt foarte legere și ușoare. Nu le suport pe acelea cu 11.000 de catarame, lanțuri zbârnăitoare, care dacă, nu știu, ai pus poșeta de aici, aici, mi-au zdrângănit urechile și dacă ești în suprafață din aceea mai dură, te ia cu dureri de urechi și zornăie și... Deci nu îmi plac poșetele foarte, foarte gălăgioase, nu îmi plac acele lanțuri metalice și, sincer, încerc să le evit. Cred că unica poșetă cu lanț care a mai rămas în colecția mea este aceasta, dar imediat ajungem și acolo. Bun, ce să spun de această poșetă? Mare lucru nu este de spus. Având în vedere că eu, în general, am un stil vestimentar minimalist, după cum vedeți și astăzi, multe tricouri albe, foarte mult jeans, tricouri albe, gri, negre, foarte mult jeans, din nou. Cred că acest maro de la Louis Vuitton și acest imprimeu finuț, zic eu, este exact accentul de care am nevoie, atât pentru ținutele de zi, mare parte, pentru că nu știu dacă aș purta această poșetă seara. La acel moment îmi pare rău de fapt că nu am cumpărat modelul cu acea toartă mai lungă ca să o pot purta pe umăr. Nu știu ce a fost în capul meu. Asta nu-mi place la ea, că trebuie practic să o țin ori așa, dar știu că nu se poartă așa. Și pur și simplu trebuie să o port așa în mână. Și mai exact așa trebuie să o port și practic am mâna destul de ocupată când o port. Nu-mi place lucrul ăsta, îmi place să am mânele libere, să port poșetele pe umăr, dar de aceea și nu port foarte des. Dar în fine, e ok. O port când, nu știu, ies la o plimbare lejeră și nu, nu știu, sau la restaurant sau undeva unde nu am o activitate foarte, foarte solicitantă, ca să spun așa. Bun, ca să încheiem capitolul lui Vuitton, pentru că, ca să vezi, nu am așa multe poșete lui Vuitton în posesie precum mi-aș fi dorit, dar consider că aceasta, Neverfull, a fost cea mai bună investiție la capitolul genți, pentru că este o poșetă, într-adevăr, extraordinară, foarte versatilă, foarte practică. Când am cumpărat-o, aceste inserții de piele erau de un maroniu mai deschis, dar după cum știți, după ce încep să le porți, ele se închid ușor-ușor și capătă această nuanță foarte frumoasă de maro. Și asta îi dă oarecum un farmec anume, acest efect uzat, dar frumos. Eu personal am purtat-o foarte mult, peste tot, absolut peste tot. Este o geantă salvatoare, extraordinară și super practică și super, super chic. Efectiv, poți să porți cea mai banală ținută și această geantă te scoate din anonimat și îți dă oarecum farmec aparte, zic eu. Bun, am această poșetă de foarte mulți ani, nici nu mai știu exact de când o am, cred că o am de cel puțin 5-6 ani. Este într-o stare extraordinară. Este o geantă, efectiv, care este făcută să călătorești cu ea, să mergi în aeroport, să-ți pui toate nebunile, să o ai ca geantă de mână în aeroport, să mergi la plajă cu ea. Deci, efectiv, încape tot absolut în ea. Orice ți-ai dori și la ce nu te-ai gândi, încape totul acolo. Bineînțeles că sistemul de prindere sau de închidere, pentru unii poate părea prea fragil, dar nu este, vă asigur, eu foarte rar o închid, pentru că nu știu, mai nu îmi plac gențile în care pot să am acces foarte ușor și rapid. Aș da din nou banii pe ea, mi se pare o investiție extraordinară și sper să mă mai țin încă pe 10 ani. Ok, să trecem pe partea asta și vom continua cu mult visatul și mult doritul Chanel clasic, modelul clasic. Nu știu neapărat dacă se vede, dar este pe alocuri uzat.
Cam așa arată interiorul. Deci, din punctul meu de vedere, de la Chanel, da, asta este poșeta cea mai populară, dacă vreți, cea mai cunoscută. Eu, din experiența pe care am avut-o cu ea, pot să vă zic următoarea chestie, și anume, ca și practicabilitate, este o poșetă oarecum pretențioasă pentru că nu încap foarte multe chestii în ea. Nici măcar seara când mă duc undeva, nu-mi încap chiar tot ce mi-aș dori să-mi pun în ea. Telefon, cheie, un ruj, poate o pudră mică, iar un portofel nu ar încăpe aici. Deci, practic, de obicei, când o purtam, întotdeauna îmi scoteam din portofel, nu știu, cardul sau niște cash sau niște cărți de vizită și le mai îndesam pe aici. Anume, chestia asta nu-mi plăcea. Adică nu-mi plăcea că nu pot îndesa portofelul cu totul acolo. Dar mai nou am optat pentru niște portofele mai micuțe, mai finuțe, nu mai port atâta cash la mine și tot felul de carduri și de cărdulețe și de prostioare. Am efectiv un card și carnetul de conducere și atât. Sau, mă rog, eu, buletin sau ce mai fi pe acolo. Dar, pe de altă parte, marele avantaj, din punct de vedere estetic și al designului, este o poșetă pur și simplu care merge cu absolut orice. Mai ales dacă aveți un stil curat, simplu, minimalist. Nu știu, mie la fel, mi se pare că se potrivește foarte mult garderobe mele și dacă mă uit bine în urmă, l-am purtat cu foarte, foarte multe ținute. Pur și simplu, dacă a fost vreo ținută la care nu știam ce geantă să adaug, cu Chanelul acesta niciodată n-am dat greș. Pur și simplu se potrivea aproape la orice. Ăsta e marele lui avantaj. Să trecem mai departe și aici avem poșeta de zi cu zi de la Furla. De fapt, de la Furla am două poșete. Imediat vă vorbesc și de a doua, e un pic mai mare. O poșetă pe care o poți purta poștaș sau pur și simplu pe umăr, dar eu mare parte o port poștaș, la fel, aici se seamănă foarte mult cu Chanelul, by the way, pentru că mai mult de un telefon, un ruj, o cheie de la mașină, de la casă și câteva carduri, nu țin capi sau un pachet de șervețele. Deci dacă mă duc rapid undeva pe aproape sau prin zonă, poșeta asta stă tot timpul cu mine și o port poștaș. Și o port chiar și în mașină poștaș, adică nu o dau jos. Mă așez cu ea, așa poștaș și stau cu ea acolo. Este dintr-o piele oarecum destul de moale și lucrul ăsta îmi place foarte mult. Adică nu e nici safiano, dar e, cred că e un cervo, un șor mai, cum să zic, întărit. Are o întăritură, pentru că n-are cum genul ăsta de poștă să nu aibă întăritură. Îmi place foarte mult. Îmi place și că pe interior, bine, interior n-are nicio compartimentare, iar îmi place că are acest buzunărel aici în față, bine, dar nu pun eu mare lucru pe aici. Drept urmare, am câteva scobitori, de fapt, aici. Atât. Aceasta este poșeta Furla, a doua din colecția mea. La fel, are această, cum să zic, cordon, dar care este detașabil, poate fi dat jos și poate fi purtată cu acest cordonel un pic mai micuț, așa pe umăr, sau fie așa. Ok, sper că v-ați prins. La fel, mi se pare foarte versatilă. Îmi place foarte, foarte mult această piele, este foarte moale, dacă observați. Și îmi place designul, foarte simplu, așa îmi plac accesoriile metalice de foarte bună calitate, care nu s-au zgâriat. Se desface foarte ușor înăuntru, nu am căptușeală din material, lucru pe care îl apreciez și mi se pare că e mult mai stylish așa și mai simplă și mai design mai curat. Are un compartiment aici pe interior și mai are un buzunar cu fermoar. Mă rog, nu este foarte relevant acest lucru. Ideea este că este destul de încăpătoare. Chiar dacă pare foarte mică, este foarte încăpătoare. Aici reușesc să-mi bag tot felul de chestii și asta mi-a plăcut la ea. După cum ați observat, multe din poșetele mele sunt negre pentru că mi se par foarte simplu de combinat și de asortat și de purtat.
Dar mai am și câteva care nu sunt negre. Ușor, ușor încerc să-mi ies din zona asta de confort, adică să nu cumpăr tot timpul poșete negre, dar adevărul este că astea sunt cele mai practice și cele mai ușor de purtat până la urmă, nu? Dar haideți să trecem mai departe. Și mai exact la această poșetă din denim gri de la Zara. Această poșetă a fost achiziționată recent pe fondul depresiei din pandemie. Dar să știți că inițial așa mi s-a părut prea masivă, dar după aia mi-am zis că nu e chiar așa de urâtă, e chiar drăguță, e interesantă în felul ei. Dați că nici nu am apucat să-i scot eticheta. Deci pe interior îmi place că este așa, mă rog, are o căptușeală cu un fel de burete, cred, și pe interior este căptușită cu material, mă rog, are un buzunar aici și are un lănțic care mi se pare foarte finuț. Ar fi mers totuși o chestie mai groasă aici, pentru că din câte îmi dau eu seama, încap foarte mult în această poșetă și poate deveni foarte grea și atunci mi se pare un pic fragil acest lănțișor. Bun, aici avem un plic care se poartă sub umăr, ceva de genul ăsta. Este un plic dintr-o piele destul de moale, mai lucioasă așa, destul de practică, care este de la un designer român pe numele ei Otilia Flonta, dacă nu mă înșel, stați un pic. Bine, pe ea scrie altceva, dar eu o cunosc pe această doamnă designer și chiar am achiziționat această poșetă într-un târg personal de la dânsa și știu că ea exportă foarte, foarte mult peste tot în lume și probabil le mai exportă pe sub alt nume. Oricum, lucru puțin relevant. Ideea este că mi-a plăcut anume chestia asta care îndoitura asta, capsele astea și mi s-a părut foarte simplu, nu are nicio metodă de prindere. Ba, nu, are un fermoar aici, dar vă dați seama că nu o să o închid niciodată. Și are două buzunare chiar. E căptușită cu un material bej. Oricum, la fel, este un plic care poate fi purtat atât ziua cât și seara. Mi se pare o culoare nepretențioasă, foarte ușor de combinat și la fel foarte încăpătoare. Deci în această poșetă, da, îmi încap pe portofelul, îmi încap mai multe lucruri. Și dacă tot vorbim de brand-uri românești, aș vrea să vă prezint o altă mică bijuterie pe care o am de la o altă creatoare de genți autohtonă și mai exact prietena mea dragă, de care sunt foarte mândră, Laura Maxim. Probabil multe dintre voi deja știți de ea. Produsul ei cel mai vândut este acel rucsăcel fringe backpack, făcut pe foarte multe culori și mai nou are un model super, super mișto de geantă Mina, care trebuia să ajungă la mine, dar nu a ajuns. Oricum, anyway, nu contează. Ideea este că, în schimb, a ajuns această borsetică, care mie mi se pare foarte cool, la fel din piele cervo, un pic întărită. Pe interior este căptușită, tot la fel cu material bej. Și mi se pare super practică. Are o cataramă aici. Mi se pare super practică și cred că poate fi purtată la fel de bine la brâu. Ceva de genul ăsta, bine cu catarama cu cureaua în spate sau chiar genul poștaș. Despre Laura, cred că ar trebui să fac un video separat să vorbesc despre ea și despre ce face ea. Ideea este că sunt foarte mândră de ea și încerc să o susțin atunci când pot și în general sunt foarte deschisă în a susține branduri autohtone atunci când calitatea întâlnește calitatea. La un preț, bineînțeles, rezonabil, dar să nu uităm că totuși aceste mici business-uri nu au cum să producă la nivel industrial, precum fac marile branduri de mass market, așa că oarecum prețurile lor ușor mai ridicate la anumite produse sunt oarecum justificate. Și cel mai important este că de multe ori aceste colecții ale lor sunt produse cu ediții limitate. Ăsta e și avantajul și partea frumoasă, pe de o parte, că n-o să întâlniți la tot pasul fete purtând, nu știu, poșetă ca așa voastră, să zicem. Bun, despre Laura și despre produsele ei puteți afla mai multe pe site-ul ei. O să vă las mai jos linkul către shop-ul cu poșetele și cu rucsacele ei.
Bine, dacă tot am povestit despre borsete, am zis să vă prezint și cea de-a doua borsetă din colecția mea proaspăt aterizată. Este această borsetuță super, super moale și super plăcută la atingere de la Massimo Dutti, pe care efectiv ador să o ating. Pe interior este căptușită tot așa cu material textil bej. Nu este compartimentată deloc, deci are doar acest interior, iar în spate are acest buzunar. La fel, are o curea ajustabilă, spre deosebire de cealaltă borsetă. Cred că nu poate fi purtată neapărat la mijloc, deși dacă mă strădui se poate. Cred că poate fi purtată mai degrabă așa pe umăr sau poștaș. Am ales în mod special această nuanță khaki pentru că mi s-a părut deosebită. Având foarte multe poșete pe negru, am zis de data aceasta să încerc să optez pentru o altă nuanță care mie mi se pare foarte, foarte la modă și care mi-ar avantaja și mi-ar completa mie garderoba și s-ar potrivi cu alte piese de la mine din garderobă. Întotdeauna țin cont de acest lucru când achiziționez piese, accesorii și așa mai departe. Mai nou încerc să fiu foarte atentă pentru că mi-am dat seama că de multe ori îmi place ceva, nu știu, o culoare, achiziționez acea piesă și după aia îmi dau seama că nu se potrivește cu nimic din garderoba mea. Deci îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult și îmi place finuța aici cu auriu, ștanța aceasta a brandului Massimo Dutti. În fine, mi se pare o poșetă foarte frumoasă, poșetă, borsetă, poșetă. La fel, simplă, ușor de purtat, zi de zi, perfecțiune. Să trecem mai departe și mai exact la această poșetă, mă rog, geantă, tote bag, shopper, cum vreți să-i spuneți, de la Guess. Țin să menționez că această poșetă am primit-o cadou. Eu, de felul meu, nu sunt neapărat fan al tipului acesta de design, de poșetă, dacă vreți. Dar ce mi-am dat seama după ce am început să o port aproape în fiecare zi, mi-am dat seama că este o poșetă extrem de versatilă și culoarea, până la urmă, fiind albă, deși mi s-a părut un pic dubios la început, după aia mi-am dat seama că merge lejer cu orice. Și este foarte, foarte, cum să zic, practică până la urmă. Da, am primit o cadou de la o prietenă mea foarte dragă. Pe această cale o salut și pe ea. Hello, Roberta! Deci nu m-am așteptat, sinceră să fiu, că o să-mi placă genul acesta de poșetă. Și m-am trezit practic de când o am, cred că de un an și jumătate. Am purtat-o cam 80% din timp. De când sunt aici. Am purtat-o peste tot, și la cumpărături, și la plajă, și în oraș, și nu știu, efectiv m-am trezit că o port peste tot. Este din piele ecologică, lucru care pe mine nu mă încântă neapărat, dar este dintr-o piele ecologică destul de calitativă și aici ce mi-a mai plăcut la ea este că e cu față dublă, deci pe interior, stați așa să desfac aici curelușa aceasta. Pe interior, bine, am tot fel de prostioare în ea. Pe interior are un alb perlat, ușor mai închis, care dacă o întorc pe exterior, practic arată și mai bine, pentru că aceste torți se văd și mai frumos. Bine, dar mie îmi place cum arată așa pe alb mai mult. Mi se pare mai clean și mai sport, sincer. Cred că merge și pe sport. Și, nu știu, o piele din asta ecologică care imită pielea cervo, preferata mea, care în mod normal, după cum am spus, eu personal poate nu aș fi optat pentru ea, dar uite că cineva mi-a citit gândurile și m-am trezit că este o geantă de care mă pot despărți. Bun, pe interior mai avea un fel de borsetă, portofel destul de mare, cu un fermoar, pe care l-am scos și îl folosesc în alte scopuri, pentru că mi se pare că așa e mult mai simplă, îmi trântesc toate chestiile aici și mi-s foarte la îndemână. Am terminat și cu această poșetă.
Și despre ultima poșetă venită în familie. Și mai exact este vorba de această poșetă box bag. Deci uitați-vă cât de bine arată. Nu știu, mie mi se pare foarte frumoasă. La fel, pielea cervo este efectiv. Pur și simplu e, nu știu, o ador. Îmi place. Nu am apucat să o port foarte mult. Dar îmi place că poate fi purtată atât pe umăr, cât și așa, cu aceste torți mai scurte. Acesta a fost video de astăzi, sper că v-a plăcut și v-am satisfăcut curiozitățile vis-a-vis de această parte a garderobei mele. De asemenea, sper să vă fi inspirat în alegerile voastre din viitor, de ce nu? Iar dacă vă doriți să mai facem un video de acest gen cu o anumită colecție pe care o dețin, vă rog să-mi lăsați mai jos un comentariu și să-mi spuneți despre ce este vorba. Eu acum o să vă las, vă pup, vă doresc toate cele bune și ne revedem în curând!